Tuturor, instabilitatea persistă, o să mai plouă și vor fi în continuare vijelii, grindină și ploi torențiale. Vedem mai întâi ce se întâmplă pe continent. Astăzi vor fi averse destul de consistente în est, în centru și în sud-est. În celelalte regiuni va domina timpul frumos, iar temperaturile rămân ridicate și vor fi 24 de grade la Moscova. La Istanbul se vor înregistra 31 de grade, la Dublin 23 de grade, 30 vor fi la Paris, iar la Londra se vor înregistra 27 de grade. Revenim în țară și vorbim despre instabilitate. Aversele continuă, vin în mai multe reprize și cuprind aproape toate zonele. Pe suprafețe mici, ploile pot deveni torențiale și se vor strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. Mai sunt condiții de grindină, iar vântul va sufla mai tare în sud-vest și în zonele montane. Temperaturile vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade. La noapte, ploile apar pe zone restrânse, la munte, în vest, prin centru și prin sud-est, unde se mai pot acumula 20-25 de litri pe metru pătrat. În sud, atmosfera se anunță plăcută, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade. În București avem atmosferă schimbătoare și condiții de ploaie. Nu se va însenina nici la noapte, iar minima ajunge pe la 18 grade. La munte o să plouă în toate masivele. Vor fi averse torențiale, iar cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat. Se mențin condițiile de grindină, iar vântul mai are unele intensificări. Pe litoral găsim vreme neplăcută, intervale cu ploi și un vânt cam insistent. Se răcorește față de ieri și vor fi 27 de grade la Mamaia, în Eforie Nord vor fi 26 de grade, la fel și în Neptun și în Costinești și la Vama Veche. Cam atât deocamdată, revin însă cu date noi la știrile de la ora 17. Pe curând!